Avertizare, cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată și ploi pentru București și 37 de județe. Potrivit ANM, atenționarea este valabilă de la ora 12 până la ora 23. În acest interval vor fi perioade în care se vor semnala averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină. Accident cu 4 răniți în județul Tulcea. Incidentul a avut loc pe drumul județean 222 între un microbus și un camion. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Niciunul dintre șoferi nu consumase băuturi alcoolice. Senatul a votat în această dimineață pentru vacantarea locurilor de senator de către socialdemocrații Claudiu Manda și Dragoș Benea, ca urmare a înregistrării demisiilor. Aceștia urmează să ocupe mandatele de europarlamentari în următorul legislativ european. George Ciamba a anunțat că România a închis în perioada președinției Consiliului UE 90 de dosare în diverse domenii importante. Ministrul pentru Afaceri Europene a precizat că președinția română a trăit practic cu fantoma Brexitului, pentru că aceasta nu s-a produs. Iranul nu va extinde termenul limită de 60 de zile privind încetarea respectării unor angajamente luate prin acordul nuclear semnat în 2015, a declarat azi purtătorul de cuvânt al Organizației pentru Energie Atomică, Beruz Kamlavadi, relatează site-ul Reuters. Toate știrile de ultimă oră vă sunt prezentate de agenția Mediafax.